Imediat cum am trecut vama, la vreo 10-15 km distanță, am oprit într-un peco. Era undeva la 4 dimineața, eram destul de obosiți. Este aproape de Edirne. Ne-am odihnit un pic, urmează să continuăm drumul spre Istanbul. Parcarea este destul de zgomotoasă, dar sigură, toalete, coșuri de gunoi, apă. În spatele clădirilor este o parcare foarte mare de camioane. Probabil acolo a fost mult mai zgomotos în dimineața asta decât aici. Destul de cald, 21 de grade la ora 10. Ne continuăm drumul. Ne-a dus către Istanbul, pe care vroiam de mult să-l vizităm. Niciunul din noi nu-l mai văzuse până atunci și ne-am gândit că ar fi o ocazie bună să-l descoperim în mini-vacanța de Paște și 1 mai. Plănuiam să stăm 2-3 nopți în Istanbul alături de prietenii care ne însoțeau și care aveau o rulotă, după care să ne retragem pe țărmul Mării Negre, stând în locații găsite pe Park Fortnite. Am schimbat însă planul din cauza vremii ploioase care se anunța și am petrecut până la urmă 6 zile cu soare în Istanbul. Odată intrați în oraș, am mers și am tot mers pe autostradă. Aveam să intrăm până în inima orașului, aproape de centrul istoric, unde găsisem pe Park Fortnite o parcare pentru campere. Așa arată parcarea. Toaletele sunt aici, în dreapta. Ne-au primit și cu rulotă, cu o rulotă. Nu am fost taxați în plus pentru mașină. Aici este intrarea. Și terenul de fotbal. Și un loc de joacă pentru copii, exact lângă camper stopul în care stăm.
Noi suntem cazați undeva acolo. Odată cazați, am pornit să explorăm și să gustăm marele oraș. Suntem într-un parc. Eram, de fapt, în una din curțile Palatului Topkapi, pe care nu l-am vizitat de data aceasta. Pentru că e așa atunci când ai un copil energic de 3 ani, îți reorganizezi ușor prioritățile turistice și renunți la vizitarea multor clădiri simbol. Dar și așa, tot am făcut o mulțime de kilometri pe străzile Istanbulului, cu opriri dese pentru odihnă, gustări sau reconfigurat traseul. Suntem bine? Ilinca? Pe unde trebuie să o luăm? Cina din prima seară ne-am luat-o chiar în mijlocul tavernelor cu pește, aflate foarte aproape de parcarea unde am stat cazați. Și am servit nu doar pește, ci și o porție bună de muzică și veselie turcească. Moschea Albastră, singurul loc unde nu am prins cozi interminabile. Am avut noroc, după noi s-au închis porțile. Interiorul moscheei nu ne-a impresionat foarte mult, dar asta poate doar pentru că în această perioadă trece printr-un proces de renovare și reabilitare. Bineînțeles, asta nu a împiedicat-o pe fetița noastră să facă puțină gimnastică pe mocheta moale. Poate undeva unde este următoarea pasantă. Intrarea în tunelul care traversează Bosforul. Iar în stânga este moschea noastră. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre, folosește butoanele de like, share și subscribe.